Hei, 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 salutare dragii mei, bună dimineața și bine v-am regăsit la mesajele zilei. Poftă bună la cafeluță, poftă bună la viață și la lucruri minunate. Haideți să vedem despre ce este vorba astăzi și care sunt mesajele care vor să vină către voi din partea Spiritului. Să vedem titlul acestei transmisiuni de astăzi, despre ce este vorba. Caution needed, astral travel, bine, călătorie astrală, nu știu dacă toată lumea face, oricum toată lumea face lucrul acesta, nu știu cât de mult sunt conștient de acest lucru, dar vedem mesajul în prim plan, care este nevoie de a fi mai precaut, este nevoie de precauție, este nevoie de atenție astăzi și o să vedem de ce Spiritul ne spune că este nevoie de atenție. Mergem mai departe cu bilețele din cea unică și să vedem despre ce este vorba. Mă atrage atenția cifra 3 de acolo, poate este nevoie de ceva mai multă atenție în colaborările pe care le ai sau pe care vrei să le inițiezi astăzi sau în zilele următoare, cine știe, sau atenție la ceea ce spui. Da, 3-ul vorbește despre comunicare. Oh, Doamne, închisoare este primul indiciu, da, poate să fie și o închisoare a temerilor, a fricilor, interesant, bun, deci avem ceva mai multă atenție pe un anumit subiect, sector al vieții și mai avem și aproape, ok, ia să vedem ce ne mai spune și ce alte bilețele mai sunt la subiect. O situație nu foarte bună, da, e același bilețal interesant. Este nevoie, se pare că unii dintre voi sunteți într-o situație delicată sau va ieși la suprafață o situație delicată, probabil vor fi niște discuții despre asta sau veți primi o veste în sensul acesta, pentru că avem energia lui 3 acolo, da, energia comunicării și este nevoie de multă atenție, precauție, poate diplomație în această situație. O să vedem noi în continuare. Și ce mai avem? Atenționare, clar, e ceva legat de atenționare astăzi. Bun, mergem mai departe pe calea astrelor și să vedem și aici ce anume se arată și vedem casa a noua. Casa a noua este casa învățăturilor înalte, casa credinței, casa călătoriilor lungi. Nu știu dacă poate să fie cineva o veste despre cineva care este la distanță de tine, nu o să fie pentru toată lumea, iată-te și casa a opta, casa morții și a transformării, o vedem aici, da, categoric, o anumită situație din viața ta, spune Spiritul, este nevoie să se transforme, este nevoie să o duci prin, nu știu, conștientizare și prin aprofundare, prin acceptare, de ce nu la un alt stadiu, pentru a nu se mai repeta niște lecții, pentru a nu se mai repeta niște situații acolo. Ne vom lămuri noi imediat. Bun, și vedem încă o casă, casa a cincea, poate să aibă legătură cu copiii pentru unii dintre voi, da? Ea este casa creativității, a jucăușelii, dar și a relației cu copiii. Și iată, vedem și vărsătorul aici. Putem vorbi despre grupuri de oameni sau, bineînțeles, putem vorbi despre cineva în vărsător cu ascendent Venus, Lună, nodul nord în vărsător. Mergem mai departe, ia să vedem ce ne mai spune, ce ne mai arată. Interesant și vedem autoritatea aici și este un Marte în Capricorn. Nu știu dacă unii dintre voi veți avea de-a face cu figuri autoritare, dar veți sta de vorbă, veți discuta, dar repet aici, de felul în care vei comunica și felul în care vei pune problema, da, pentru unii dintre voi va depinde rezultatul a fi sau a nu fi favorabil pentru tine. Mergem mai departe, hai să mergem mai departe, destul de apăsătoare, să zic, energia în momentul de față. Nodul Nord îl vedem aici și Nodul Nord vorbește, știți foarte bine, despre ceea ce ai ales să faci în această existență. În primul și în primul rând, da, pentru că vedem acolo, învață din ceea ce ți s-a întâmplat până acum. Învață din ceea ce ai făcut în alte vieți pentru a nu mai repeta acele greșeli. Eu nu știu ce a făcut fiecare pe acolo, uitați-vă în harta astrală, v-am mai spus. Nodul Nord, Nodul Sud, Chiron, planetele retrograde reprezintă karma, mă rog, așa cum înțeleg oamenii, da, cu care ai venit în această viață, sunt lecțiile neînvățate, uitați-vă atent pe lucrurile acelea, da, nu trebuie să ai nu știu ce doctorat în astrologie pentru a înțelege niște lucruri și fă-ți temele de casă, pentru că vine momentul, iată-te să schimbi direcția de drum și tot vorbeam despre schimbarea direcției de drum, iată-te și confirmarea, o vedem răscruce de drumul.
Da, de tine depinde dacă te mai încăpățânezi să stai în același loc sau îți dai voie să evoluezi. Nu știu, poate unii dintre voi aveți tendința de a reacționa, de a izbucni, de a sări, de a vă lăsa conduși de impulsivitate. Nu cred că ar fi cazul să mai faceți lucrul acesta, pentru că nu veți face decât să repetați niște scenarii. Exact, ia că te încă o confirmare, thank you spirit. Conflicte, disarmonie și butoane apăsate. Tu ești la răscruce de drumuri, tu ești acolo la mijloc. Ce fac? Mai reacționez așa cum am reacționat până acum? Mai dau frâu liber acestor impulsuri care mă vor ține în aceeași poveste, în aceeași situație, sau, Doamne, mai rău, să se ajungă până în alte părți, ferească universul de lucrurile acestea, da? Sau îmi dau voie să fiu cumpătată, îmi dau voie să privesc situația dintr-o perspectivă mai înaltă și atunci rup aceste lanțuri, să le zicem, karmice. Ai mai multă grijă de tine, da? Ai grijă de tine, nu te mai lăsa dus de val și nu te mai lăsa dus de niște impulsuri care nu îți fac bine, fără doar și poate, iată-te și intervenție divină din ceea ce vedem. Intervenția asta divină vine pentru a te ajuta să schimbi direcția drumului pe care ești în momentul de față, pentru că s-ar putea să fii uitat tu de tine și de cât de important ești și să, nu știu, o fi luat pe un drum pe care ai mai fost în alte existențe. Da, apare, iată, această intervenție divină, se schimbă direcția de mers. Uite controlul și tacticile, interesant, și cu cartea autorității acolo cu un Marte în Capricorn. Dacă până acum ai avut tendința poate să-ți impui punctul de vedere asupra celorlalți într-o formă sau alta, nu știu dacă tocmai e simpatică și drăguță, dar vine momentul să fii mult mai blând, vine momentul să îi înveți să-i înțelegi și pe cei din jurul tău și să înțelegi că nu întotdeauna trebuie să ai dreptate, că asta cu dreptatea este pur relativă. Exact, și în momentul în care vei înțelege lucrurile acestea, ia că te se rup acele lanțuri despre care vorbeam și apare această eliberare. Cred că unii dintre voi, Doamne ajută, inshallah, so mote it be, veți înțelege că aici este răspunsul, asta este rezolvarea, renunțarea la nevoia de control, nevoia de dreptate și nevoia de a sări așa din impuls. Pentru că nu este ok. Hai să vedem și mesajul din partea Doamnei Lună. O nouă poveste de dragoste poate să înceapă pentru unii dintre voi. Sau poate să fie vorba și despre o nouă prietenie sau un nou ciclu, da? În viața voastră. Cântărește cu inima, cântărește de data aceasta ce mai este potrivit și nu mai este potrivit pentru tine, că este extrem de important să faci lucrul acesta. Hai să vedem, repejor, că am vorbit așa mai multișor, ia că 2 de 6, 6, 6, e poartă în casă. Casa îndrăgostiților o vedem aici și un 6 de monede. Cred că unii dintre voi aveți de învățat lecția oferirii și acceptării, iubirii. Repet, pot fi multe combinații de povești aici în funcție de așezările astrale a fiecăruia, de numerologie și așa mai departe. Dar o lecție extrem de importantă este să-ți dai voie să primești și să-ți dai voie să oferi niște lucruri, să ieși din treaba aceea cu controlul. Ascultă-ți intuiția, că te vedem și marea preoteasă apare aici, ascultă-ți intuiția și lasă puțin, nu știu, impulsurile acelea deoparte. Poate să fie marat optul de săbii acum în minte, spiritul, poate să fie închisoarea aceea fricilor în care ai trăit până acum. Și iată dificultatea de a te deschide din punct de vedere emoțional, vedem o rigiditate adusă aici și o frică de vulnerabilitate adusă cu 4 de monede. Aici este de lucrat, de ieșit din acea închisoare pentru a putea ajunge la reușită, pentru a putea ajunge la soare, pentru a te putea bucura, de ce nu, de o poveste de dragoste așa cum la nivel rațional sunt convinsă că îți dorești. Am văzut soarta odată, o vedem de două ori, destinul. Cu roata norocului lucrurile se pot schimba, da? Dar este nevoie de atenție, este nevoie de a spune atenție acolo unde vrei să crească lucrurile și nu pe lucrurile de care vrei să scapi, că nu așa funcționează niște treburi. Bun, cum este de văzut eu? Haideți să vedem despre ce este vorba. Da, exact, uite trăiul acesta de săbii. Uite dezamăgirile pe care probabil le-ai avut în trecut. La fel de bine, mai vine un mesaj pentru unii dintre voi. Atenție la relația în care sunteți, dacă sunteți într-o relație, evident, pentru că acolo, da, s-ar putea să ai de-a face cu cineva care nu se poate, cel puțin momentan, deschide din punct de vedere emoțional și exercită tot felul de, nu știu, treburi legate de control asupra ta. Pleacă de acolo pentru că nu faci decât să te învârți în cerc și este un mediu cât se poate de toxic.
Bun, hai ia să vedem, să vedem, să vedem. Da, investește în tine, pentru că s-ar putea unii dintre voi să vă fi pierdut într-o astfel de relație și să fi dat acolo mai mult decât este cazul, să fi uitat de propria persoană și vine o lecție extrem de importantă de învățat, să investești acea energie și acel timp pe care l-ai dăruit altor persoane, să-l investești în propria persoană. Și vedem șasele de cupe, iată pe Marea Preoteasă, da, care îți spune... Ascultați intuiția, nu mai trăi din amintirea ceea ce a fost, că sunt amintiri plăcute, că sunt amintiri mai puțin plăcute. De asemenea, dacă ai fost rănit în trecut și ai întâlnit sau urmează să întâlnești o nouă persoană, îți spune, este ceea ce trebuie, avem un 6 de cupe, avem un 6, iată, 6, 6, 6, da? Și nu este the number of the beast. O să vă explic eu ce înseamnă lucrul ăsta, da? Această persoană este exact ceea ce trebuie. Aici vorbim despre loialitate, aici vorbim despre corectitudine, uite roata norocului încă o dată, dar îmi dau voie să mă deschid cu patru de monede, îmi dau voie să primești ceea ce vine către mine sau nu, sau stau în gardă acolo, da? Nu știu cum să zic eu, închis și apărat de toate fortărețele pe care le-am construit până acum. Și vedem și temperanța, da, poate fi cineva în săgetător, poate fi și cineva în altă zodie de foc, avem acolo cartea soarelui, sau îți spune spiritul că vine momentul, da, momentul potrivit, timpul divin, ca să intre o nouă energie în viața ta, vezi ce faci cu lucrul acesta, pentru că manifesti această nouă persoană. O tratezi așa cum ai tratat relațiile în trecutul tău și atunci, bineînțeles, că nu vei face decât să sabotezi această relație sau îți dai voie să accesezi acele cunoașteri mai înalte, să zicem, din interiorul tău și vei schimba destinul acestei relații. Aici trebuie să vorbim despre o colaborare frumoasă, o colaborare bazată pe încredere, pe loialitate, de ce nu, și pe iubire. Haideți să vedem repejor și Osho ce anume vrea să transmită pentru astăzi. Interesant, da, renunță la fantomele trecutului, uite ce în spatele tău acolo care încearcă să te tragă într-o energie care nu este tocmai ok pentru ceea ce dorești să faci tu în momentul de față. Ai de ales, vedem doiul acesta de bâte, ai de ales să renunți la acele lucruri care stulbură sufletul și a merge către lumină sau să rămâi acolo. Doar tu și numai tu decizi lucrul acesta. Uite cartea vinovăției, optul de săbii, închisoarea aceea mentală, de-am văzut-o mai devreme. Și încetinirea, tu îți încetinezi sau îți accelerezi drumul către soare, către reușită, către fericire prin programele tale mentale. Nimeni altcineva nu poate să facă lucrul acesta în locul tău. Și să vedem și mesajul din partea amorului Geboz, care îți spune love yourself first, iubește-te în primul rând pe tine, pentru că nu există altfel, nu știu, drum deschis, să spunem, către o relație sănătoasă, perfect match. Urmează să întâlnești perechea perfectă, potrivită pentru tine, așa cum ți-o dorești tu, în plan rațional, dar pentru asta trebuie să lucrezi cu tine. Haideți să vedem un sfat, haideți să-l vedem de aici, hopa, hopa, după care vom vedea și răspunsurile la întrebările voastre, poftim. Nu e un sfat, este o confirmare, soulmates, sufletele pereche. E posibil, da, să întâlnești sufletul pereche, dar cum te găsește? Te găsește vindecat sau măcar cu hotărârea de a face o schimbare sau nu? Asta de tine depinde. Să vedem și răspunsurile, cele trei variante de răspuns pentru întrebarea sau întrebările voastre de astăzi, dragii mei. Of, of, măi, măi, răspunsul cu numărul 1 este da, 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 adus de cartea judecății, care vorbește despre reînviere și încă o șansă. Răspunsul cu numărul 2 este tot un da cu un 8 de monede, care vorbește despre a investi în tine, despre răbdare, da, și meticulozitate și determinare acolo. Răspunsul cu numărul 3 este nu, adus de un 4 de săbii. Poate nu este momentul potrivit acum, poate mai este ceva de vindecat. Dragii mei, acestea au fost mesajele pentru astăzi. Have a glorious day. Ciao, ciao!